ridicat ceea ce urmează să vă spun, dar există o posibilitate ca unele persoane să nu se fi putut evacua. După ce intră pompierii și caută înăuntru, o să știm dacă au rămas persoane subțiri înăuntru. De aici se poate vedea cel mai bine dimensiunea dezastrului de azi noapte. Nu mai pot să mai respir, că era un fum groaznic. Eram afară și nu mai aveam mai să respirăm, pentru că eram înecați într-un fum negru. Au început audierile pe bandă rulantă aici, la Poliția Capitalei. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiști criminaliști au revenit și astăzi la Clubul Bambu pentru a continua cercetarea la fața locului. După o zi și jumătate de la izbucnirea incendiului, în urma căruia clubul a fost făcut una cu pământul, oamenii legii tot nu au reușit să pătrundă înăuntru și asta pentru că incendiul încă nu a fost lichidat în totalitate. După ce ISU va anunța stingerea completă a focarelor, se vor căuta soluții tehnice pentru ridicarea bucăților de beton. A doua zi de la incendiul devastator de aici, de la Clubul Bambu, o echipă formată din polițiști, criminaliști împreună cu procurorul care coordonează această anchetă, au revenit la Clubul Bambu pentru a efectua în continuare cercetarea la fața locului. Pentru că mai există încă focare de fum, oamenii legii nu au putut intra în clubul de fițe devastat de flăcări. Din păcate, structura și locul nu ne permite ca să intrăm în interior. Pompierii care sunt prezenți de ieri N-au declarat lichidat incendiu, nu se poate pătrunde. Am venit și azi ca să facem o evaluare pentru a găsi cea mai bună soluție tehnică pentru a putea intra și a ne desfășura activitățile care sunt specifice, în special cercetarea la fața locului. Anchetatorii susțin în acest moment că nu există indicii că focul a fost pus la Clubul Bambu. Nu există niciun indiciu cu referire la o mână criminală așa cum s-a vehiculat. Cercetarea încă nu a început în ceea ce privește structura, locul de unde a pornit incendiul și cum anume s-a propagat. Urmează ca după ce avem definitivat aceste lucruri să fie luate în calcul, să fie analizate cea mai bună ipoteză de lucru și, mă rog, principala versiune de ce s-a întâmplat în dosar. Deși procurorii care se ocupă în acest caz susțin că merg pe toate pistele pentru a vedea clar de la ce a izbucnit incendiu, iată că avocatul clubului susține că a fost o mână criminală în acest caz și că înainte de izbucnirea incendiului, angajații clubului au sesizat 3 bărbați care nu aveau ce să caute într-o zonă interzisă publicului și anume într-o zonă care era folosită ca depozit, iar înainte era o sală de fitness. Datele noastre la acest moment, prin marturii existenți, confirmă faptul că incendiul a fost pus. Urmează să observăm și să verifice și procurorii persoanele din zona de fitness, fostă sală fitness a clubului. Până la ora 3 dimineață nu existau niciun fel de date. Au fost identificate persoane care, necunoscute clubului, se aflau în această zonă. Mai mult decât atât, avocatul clubului Bambu susține că era vorba de 3 bărbați despre care angajații clubului au anunțat imediat administratorul chiar în noaptea incendiului că fumau într-o zonă interzisă. Sunt martori ai angajații clubului care au sesizat administratorii că sunt persoane străine în acea zonă unde în mod normal nu aveau ce căuta, pentru că este o zonă de depozit. Indică 3 persoane. Fumau în zona interzisă și au anunțat din acest motiv, s-au dus repede și au anunțat administratorii, sunt persoane care fumează într-o zonă interzisă. Procurorii au deschis un dosar pentru distrugere din culpă, având ca urmare rănirea mai multor persoane. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea între 5 și 12 ani. Foarte multe persoane au fost audiate, iar altele urmează, dar ce este important de știut este faptul că și mărturia mincinoasă se plătește în fața legii.